Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 146 ediții de analize economice, un proiect comun în dezvăluitor și privesc eu. E primăvară și noi, de regulă, în această perioadă, când lumea deja simt că viața e mai bună, discutăm un subiect care văd că este o tradiție deja, cu toate că noi avem tradiție doar de 3 ani de zile, dar s-a devenit o tradiție, discutăm despre salarii. Care este salariul în Republica Moldova? Asta o puteți vedea și la biroul de statistic, dar eu întotdeauna îl compar în dinamică, cu valoarea lui reală, cu puterea lui de cumpărare, ca noi să ne creăm o impresie mai clară și, de fapt, știm de ce trăim așa de bine. De fapt, din acest motiv, astăzi doresc ca să ne oprim la acest subiect și eu, de fiecare dată tradițional, mă opresc la salariul din Republica Moldova și Republica Moldova o tratează și pe malul stâng și pe malul dreptanistrului, dau salariul în comparație, în cazul stânginistrului, utilizând cursul valutar, dar am să aduc și explicații de rigoare atunci când vom ajunge. Deci, salariul în Republica Moldova a ajuns salariul mediu la 12.355 de lei în anul 2023. Dacă vă aduceți aminte, prognoza noastră anul trecut era 12.450 de lei, ne-am greșit cu 0%, ceea ce este marja de eroare, deci noi practic am estimat corect care va fi salariul nominal. Totodată, pentru anul 2024, considerăm că salariul va ajunge în mediu la 14.500 de lei, iarăși plus minus, dar în principiu cam aici vom avea salariul nominal 14.500, iar salariul fără impozite sau salariul, cum spunem noi, primit la mână, va fi de 12.350 în 2024 și a fost 10.500 aproximativ în anul 2023. Însă când vorbim de salariu, știți, asta e ca temperatura mea de pe spital. De aceea eu, acum câțiva ani de zile, am introdus un indicator. Mulțumim biroului de statistică, ne public în fiecare an, toamna, ne dă salariile pe grupe de salariați, după mărimea media salariului și având datele lor, relativ ușor pot face niște estimări și anume, iau 10% cel mai proști salariați din Republica Moldova și mă uit care este salariul lor mediu și 10% cel mai bine plătit salariați din Republica Moldova și mă uit care este salariul mediu. Având datele din luna septembrie, după aceasta având niște coeficienți, diferențele dintre salariul cel mai bine plătit cu salariul mediu, pot relativ ușor face salariul mediu pe economie în anul de referință. Astfel, în anul 2023, cel mai prost plătit 10% din salariați au avut un salariu de 4.430 de lei. Vă dați seama, dumneavoastră, 10%, dacă noi considerăm că avem vreo 620.000 de oameni cu muncă de plină, asta înseamnă vreo 60-65.000 de persoane au avut un salariu mediu de 4.400 de lei. La capătul opus se află cel mai bine plătit 10% și a avut un salariu mediu de 28.900 de lei. Pentru anul 2024, anticipez că la cel mai bine plătit salariu va ajunge la 35.000 de lei, iar la cel mai prost plătit 10% va fi aproape 5.200 de lei. Dacă observați, avem o mică rupere a liniei de sus. În anul 2023, cel mai bine plătit 10% din salariați au avut o creștere mai modestă decât media pe economie, deci cumva cel mai bine plătit au avut o creștere puțin mai modestă, lucru care cred că va fi rezolvat în 2024, de aceea acea necreștere suficientă de salariu în 2023 pentru cel mai bine plătiți oameni, vă rog să nu vă întristați tare, în 2024 se va recupera. Deci, după cum am spus, în Republica Moldova avem circa 65.000 de oameni care au un salariu mediu de 35.000 de lei anual. Vorbim nu doar de conducători, vorbim de oameni care lucrează în diferite sectoare foarte bine remunerate. Dar dumneavoastră știți singuri. Ce înseamnă salariul în Republica Moldova în condiția inflației? Da, deci avem o inflație și atunci întrebarea este, dar dacă excludem inflația, cum a crescut bunăstarea noastră? Deci eu vă mai arăt într-un indicator, absolut toate graficele știți că după asta eu le public pe pagina mea, le veți putea vedea, creșterea reală a salariului, deci creșterea nominală minus rata inflației sau altfel spus cu cât a crescut bunăstarea omului într-un an de zile, bunăstarea celui angajat. Dacă observați, în anul 2023 creșterea reală a salariului a fost una din cea mai bună din ultimii 15 ani, a constituit 13,5%, iar în anul 2024 prognozez că va fi de circa 12%.
De ce acum când am spus 13,5%, cred că mulți care mă ascultă se încrețesc la față, dar această creștere de fapt este o creștere după o scădere de 10,7%, care a fost cea mai mare din ultimii 23 de ani. Observați, ultima dată veniturile alea al populației a scăzut în 98-99, am mai avut în 2011 o scădere de 5%, în 2015 de 2,3%, vă aduceți aminte atunci deprecierea valutei, inflație după jaful bancar, și am avut în 2021 o scădere neesențială de 0,8% și în 2022 o scădere de 10,7%. De aceea creștere din 2023, mie îmi place să folosesc o altă noțiune, recuperare. Deci eu nu zic atâta creștere, că 2023, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am spus tot anul, este an de recuperare, an de recuperare. Pentru a înțelege ce înseamnă lucrul acesta, luăm anul 2020 ca bază. În anul 2020 noi am avut un salariu și am luat 100%. După aceasta am ajuns la 99,2%, deci avem o scădere a puterii reale de cumpărare a salariului și în 2022 88,6%. Altfel spus, în 2022 populația Republicii Moldova a fost cu aproape 11% și jumătate mai săracă decât în 2020, sau puterea lor de cumpărare la același salariu, primea salariu cu mult mai mult, dar puterea de cumpărare a salariului era cu 11,4% mai mică decât în 2020. Deci oamenii au simțit-o a doua oară așa destul de puternic în viața lor, a fost în 98-99 și 21-22, vedeți, ani merg la noi pereche. Anul 2023, într-adevăr, a fost un an de recuperare, vedeți, am ajuns la 100%, ceea ce am fost 100,6%, deci, practic, veniturile populației în 2023, veniturile salariale populației în 2023 au ajuns la nivelul 2020. Deci, 3 ani de zile, 2 ne-am dus în jos, 1 ne-am ridicat și ne-am pornit de unde am ajuns. Practic, doar 2024, dacă toate lucrurile merg normal, noi până ce vorbim că nu se întâmplă nimic extraordinar, în acest an veniturile populației vor crește și vor ajunge cu 13% mai mari decât în 2020, deci în 4 ani avem o creștere de 13%. Care a fost salariul, graficul acesta al public de mult timp? Iau salariul din anul 60 până în 2024 și, ca să vă fie clar, iau valoarea leului din 2024, deci leul din 2024, cât primea omul, reieșind la valoarea leului de astăzi. Poți să-mi cumpăr aceleași lucruri. Evident, telefoane mobile și notebook-uri în anul 90 nu-ți puteai cumpăra, dar cumpărai alte lucruri. Deci cum fac eu această tehnologie? Poate vreodată voi face un lectorium unde voi povesti cum fac acest lucru. Dar acum vă uitați, spre exemplu, cea mai bun an a fost 82, salariul era echivalentul la 9.800 de lei din ziua de astăzi. Deci acum salariul este cu mult mai mare. Anul 93, vedeți, a fost o catastrofă totală. Dacă cineva din tineri se uită acum la această ediție, cred că se uită și tineri, imaginați-vă că părinții voștri trebuiau să trăiască 1.300 de lei timp de o lună de zile. Da, eu știu, studenții au acum cât acolo, vreo 1.000 de lei bursa, dar trebuiau să trăiască familia, să întrețină familia, deci 1.300 de lei, așa a fost în 93, 94, 95, așa cam până pe 98, că atunci când credeam că deja acușa e bine, a venit criza și ne-am dus iarăși de-a dura în vale. Cu cât a crescut bunăstarea salariaților în Republica Moldova reală? Deci venituri reale de populație. Dacă observați, în perioada i-am luat din 50 până în 70, anual veniturile reale ale populației, scoțând rata inflației, a crescut cu 3, cel mai mult a fost în 66-70, 4,5%. După aceasta, din 71 până 85, practic, am avut o stagnare și acum înțeleg și eu ce însemna zastoi, când folosim de cuvântul ăsta, zastoi, e cam un suvet după cifre ce însemna, veniturile populației practic nu creșteau. 86-90, chiar am avut o scădere ușoară a veniturilor, iarăși la un lectoriu mă slămuresc cum adică scădere ușoară a veniturilor, încă economiștii sovieti au introdus o noțiune, inflația ascunsă prin deficitul de mărfuri, voi explica vreodată ce e aceasta, acum vă rog să mă credeți pe cuvânt. Vine 91-95, cea mai mare prăbușire a veniturilor populației. Imaginați-vă că în fiecare an veniturile populației reale scădeau cu 25%. Deci omul cu 25%, 91, 92, 93, 94, 95. Din 93, 94, 95 a fost o creștere, dar prăbușirea din 90, 91, 92, 93 a fost atât de mare că
șocul care noi l-am avut niciodată, sper că nu vom avea. 96-2000 a fost o creștere modestă, 2001-2005, după criza 98-99, oamenii pur și simplu au fugit din țară și au început să trimită bani acasă și asta ne-au asigurat o creștere. Iar 21-24 estimez creșterea medie va fi de 3,31%, sperăm foarte mult că 25 va fi tot un an bun și atunci 21-24 vom termina mai bine sau mai rău, normal. Care sunt veniturile populației comparativ cu anul de independență 91? Deci imaginați-vă că în 91 noi am avut anumită sursă de venituri, cum ar fi 100 de lei. În 93, veniturile ale populației comparativ cu 91 au scăzut de 5 ori. Deci în 93, timp de 2 ani de zile, populația Republicii Moldova a devenit de 5 ori mai săracă. Fiți atent, 91 n-a fost cel mai rău, n-a fost anul cel mai bun, am avut și 90 ani mai bun, dar eu am luat 91 anul independenței. După aceasta, vedeți, am stat pe loc, am crescut până în anul 2020, după aceasta ne-am dus în jos și în 2024, prima dată, mie îmi plac cuvintele astea, prima dată, veniturile ale populației vor fi de peste 2 ori mai mari decât 91. Altfel spus, în acest an, populația Republicii Moldova va avea, salariul va permite să cumpere de 2 ori mai multe bunuri decât cumpărau în 91, 2 ori mai bogați, iar dacă luăm cu 93, cel mai prost an din mulți ani ai noștri, anul acesta, puterea reală a populației va fi de 11 ori mai mare. Deci, în prezent, oamenii noștri au un salariu real de 11 ori mai mare decât 93 când am ajuns la fundul gropii. Cât e salariul în euro? De ce dau lucrul acesta? Tot important, acum și am să vă explic. Deci, dacă vă imaginați, în 2000 salariul mediu în euro era 35 de euro. În 2005, 84 de euro, o creștere semnificativă, 2010, 181, până în 2015 am stat aproape pe loc 217. 2020 am crescut până la 402 euro, o creștere de 2 ori, și în acest an salariul va ajunge cel mai probabil 740-750 de euro. Vedeți, o creștere spectaculoasă. De ce asta se întâmplă? De fapt, ești de bucurie, ești de plâns. Partea bună. Să nu uităm că noi salariul primim în lei. Cursul eurului, leului foarte puternic, leul nostru e foarte puternic. Iar anumite bunuri, cum ar fi de lungă durată, apartamentele și mașini, noi luăm în euro. Respectiv, imaginați-vă că acum 4 ani, salariul dumneavoastră lunar era 400 de euro, acum e 740 de euro. Practic, în euro, salariul dumneavoastră a crescut de 2 ori în condiția că în apartamente tot s-au scumpit, dar nu atât de tare. Dar mașinile în general, automobilele nu s-au scumpit deloc. Deci, practic, acum efortul dumneavoastră de a cumpăra un autoturism a scăzut de 2 ori comparativ cu anul 2020, și a scăzut de 4 ori comparativ cu 2015. Și altfel spus, voi în prezent trebuie să lucrați de 4 ori mai puțin decât în 2015, de ca acum 10 ani, că ați cumpărat un automobil de anumită clasă. Asta e partea bună. Este și partea proastă. Partea proastă este cei care primesc bani în remitență în euro. Păi euro s-a depreciat la noi enorm. Dacă înainte euro mai costa ceva, acum în Moldova el nu costă aproape nimic. Deci este și partea bună și partea proastă. Salariul pe ambele maluri ale Nistrului. Haideți să ne uităm la ele. Eu, ca să vă fie clar, salariul din stânga Nistrului, ei din 2016 mențin cursul stabil 16,31 l-au legat de dolar, la 16,31. Ce înseamnă lucrul acesta pentru economia transnistreană? Poate vreodată voi face o analiză separată, cum am mai făcut pe economia transnistreană, unde voi vorbi mai multe lucruri, inclusiv ce înseamnă lucrul acesta. Dar la ei salariul, dacă îl calculăm în lei moldovenești, trebuie să aduc o mică rectificare. În stânga Nistrului, din nefericire pentru dânsă, atunci când vă e trist pe inimă, gândiți-vă că este cineva care o duce cu mult mai rău. Și dacă vă simțiți că sunteți cei mai săraci din Europa, e de ajuns să vă comparați cu cei din stânga Nistrului și deodată deveniți mai bogați. Deci, în stânga Nistrului, inflația în ultimii ani de zile este mai mare ca la noi. Puterea reală de cumpărare a salariului la ei acum este cu mult mai catastrofal decât la noi. La ei, practic, nu au creștere reală a salariului. Unicul element care ne permite să considerăm totuși salariul lor e puțin mai mare decât cel care nominal îl convertim după cursul valutar este faptul că ei au câteva produse critice din energie electrică și gazul care sunt la un preț nu de piață și atunci putem spune că puterea de cumpărare a salariului lor este puțin mai mare, dar nu cu mult. Deci dacă observați atent,
Până în anul 2010-2011, salariul la noi și în stânga Nistru plus minus era la fel. A fost excepția 91, când la noi s-a depreciat valuta, ei n-au depreciat, au mai ținut o leacă, după asta s-a prăbușit la dânsii, până în 2011 am fost relativ ok. După aceasta, la dânsii, la noi salariul creștea constant, la ei creștea brusc și am ajuns în 2015 ca salariul în Moldova să fie cu 30% mai mic decât în stânga Nistrului. Vă aduceți aminte, atunci ne uităm noi chiorâși peste gard, că la dânsii pensia era mai mare, salariul mai mare și ne gândeam, Doamne, unde mergem noi și unde mărghei. Însă după aceasta, la dânsii, rezervele lor, cum spunei, valutare, la banca lor, care o numesc centrală, au dispărut, nu mai au rezerve valutare, nu mai știu dacă mai este vreo țară în lume fără, dar ei nu sunt țară, așa că tot normal. Mai este undeva unde nu există rezerve valutare și la ei s-a prăbușit salariul, real s-a prăbușit, iar în prezent, în opinia mea, în 2024, salariul din stânga Nistrului va fi undeva vreo 7500 de lei în banii noștri. Însă eu am luat datele autorităților de acolo și ei sunt cu mult mai pesimiști ca mine și la dânsii se primește 7000 de lei. Deci eu am zis că să nu dau datele mele, dacă cineva mă întreabă domnul Nisip unde e luat, vă fac referință și vă uitați. În opinia mea, și asta vom putea verifica la anul, că cei de la privesc că eu le mulțumesc, păstrează toate emisiunile, în opinia mea salariul va fi mai mare, va fi undeva la 7500. La noi salariul va fi 14500. Ce înseamnă lucrul acesta? Doar în, haideți să numărăm, 1, nici n-am numărat nici eu, luăm anul 2018, haideți 2015, doar în 10 ani de zile, noi de la salariu cu 30% mai mic în stânga Nistru, noi în acest an, iarăși prima dată, vedeți astăzi, spun două ori prima dată, deci la noi salariu în acest an va fi de două ori mai mare decât în stânga Nistrului. Deci până acum era, a fost cu 30% mai mic, după aceasta egal, după aceasta cu 30%, 50%, 60%, iar anul acesta va fi de peste două ori mai mare decât în stânga Nistrului. Cred că mai trece încă vreo un an, maxim doi ani de zile și dreapta Nistrului va deveni un punct de atracție pentru muncitorii din stânga Nistrului. Toți ei vor visa să lucreze în partea dreapta Nistrului. Apropo, vreau să vă spun că salariul mediu în Chișinău e cu 20% mai mare. Asta înseamnă că la 14.500 trebuie să mai adăugați 3.000 de lei și ai 17.500. Iar salariul din satul din stânga Nistrului este cu vreo 20% mai mare, mai mic, deci la 7.000 de lei trebuie să scadeți 1.500 și ai 6.500. Și atunci ați primește că salariile din satele din stânga Nistrului sunt cam de 3 ori mai mici decât salariile din Chișinău. Nu m-aș mira dacă avem acum un fenomen foarte puternic de migrația forței de muncă din localitățile din stânga Nistrului la Chișinău, în moment ce salariul în acest an va fi de 3 ori mai mare, încă o dată repet, media națională față de media din regiunea stânga Nistrului este de 2 ori mai mare, în municipiul Chișinău față de localitățile rurale din stânga Nistrului este aproape de 3 ori mai mare. Care sunt veniturile populației? Mie îmi place acest indicator, îl calculez de câțiva ani de zile. Dacă ne uităm la biroul de statistică, există o mică diferență dintre ceea ce dau eu și ceea ce dau ei, din simplu motiv că remitențele noi le considerăm cu mult mai mari decât ceea ce avem oficial. Din ce cauză noi considerăm acest lucru? Inclusiv, vedeți, viitorul a realizat vreo 3 sondaje prin care oamenii ne confirmă că ei banii aduc acasă nu doar prin transferuri oficiale, dar aduc în buzunare, cu microbusele, cu diferite modalități și indirect putem vedea lucrul acesta atunci când oamenii primesc remitență 1.600.000 și vând 2.200.000-2.300.000 în mod normal. Și atunci întrebarea noastră este de unde apar acestea 5, 6, 700 de milioane de dolari? Evident, sunt banii care sunt aduși în altă formă. De ce în 2016 noi considerăm că venitul populației le-am estimat anul trecut la 215 și acum făcând o ușoară ajustare, de fapt ține de cursul valutar mai mult, tot 216 miliarde lei pentru anul 2024, veniturile populației, toate veniturile populației vor fi 238, aproape 240 de miliarde lei, în creștere cu 22 de miliarde. Dar cel mai interesant este ultima cifră, ultimul grafic. Eu am împărțit veniturile populației în două categorii. Veniturile oficiale și venituri din economia neobservată. Când spune economie neobservată, ce am în vedere? Oamenii au venituri din agricultură, ele tot sunt cumva oficiale, dar nu sunt economie observată, nu sunt din economia formală. Oamenii au remitență de peste hotare, care tot sunt bani, și oamenii au alte venituri, fac diferite activități, mai lucrează, să zicem, neoficial, ca să nu folosim la negru, deci oamenii au diferite venituri. Dacă observați, până în 2017,
venituri din economie neobservată. Mie îmi place cuvântul neobservat, că nu are conotație negativă, că e ceva criminal. Da? Venituri din economie neobservată mereu au fost mai mari decât venitul economiei observată. Altfel spus, oamenii noștri câștigau mai mult, de două ori mai mult, decât real oficial avem noi. Veniturile oficiale, noi avem pensiile, salariile, deci acestea sunt veniturile noastre oficiale. Deci veniturile oficiale erau 60 de miliarde lei, veniturile neobservate sau neoficiale 65 de miliarde lei. Din 2018 s-a schimbat cifra și cel mai mult vă rog să vă uitați 2022, 2023, 2024. Din 2022, mai bine zis din 2023, la noi veniturile populației cresc exclusiv din contul veniturilor oficiale. Deci la noi, practic, veniturile neoficiale sau din economie neobservată au rămas la același nivel, sub 90 de miliarde de lei, 89, 84, 87, deci 2024 cred că va fi tot așa undeva, 85-90 de miliarde de lei, iar veniturile oficiale vor ajunge în acest an la 150 de miliarde de lei. Altfel spus, practic, la noi ponderea economiei neobservate la capitolul venituri s-a redus simțitor de la 2017, când în economie neobservată veniturile erau mai mari decât cele oficiale, am ajuns la situația în care deja 3 ani la rând veniturile cresc exclusiv din conturile veniturilor oficiale. Sper că asta este de bine. În concluzie, da, din păcate încă avem istoria cele mai sărace țări din Europa, mai avem de muncit mult ca să creștem bunăstarea cetățenilor, cum poate fi crescut salariile, că el nu apar din pod atunci când productivitatea muncii este scăzută, nu ai de unde să crești salariile. Am dat exemplu când am vorbit de struguri, că atunci când crești un hectar de grâu și îl vinzi cu 600 de, obții 600 de dolari la hectar când vinzi grâu și atunci când crești un hectar de struguri prin metodă intensivă și poți obține până la 45.000 de dolari, răspunsul este de la sine înțeles, depinde cu știu cu ochii. De aceea, despre acest lucru, cred că în altă ediție vom vorbi, dar scurt pe doi. După 2 ani de cădere, am avut un an de recuperare, anul 2024 veniturile reale în populație vor crește semnificativ comparativ și cu 23 și vor fi chiar mai mari față de anul 2020. Bună starea noastră în acest an este, pentru prima dată, de peste două ori mai bun decât 91 și cred că tot e important pentru mulți. În partea dreapta nișului, salariile în acest an, prima dată, vor depăși de două ori salariile din stânga nișului. Acolo la ei situația rămâne destul de complicată, dar vă promit, ca să nu vorbim foarte mult astăzi, vă promit că voi face o ediție specială doar despre economia din stânga nișului, ca să știm și noi mai multe ce se întâmplă aici la 70 km distanță de noi. Vă mulțumesc până data viitoare!